Scandalurile par să nu mai contenească la Sibiu. Polițiștii au reținut un bărbat de 46 de ani din Porumbacul de Jos după ce s-a luat la harță cu un alt localnic în plină zi. Pe fondul unui conflict spontan individual și-a amenințat cu moartea vecinul. Speriat că agresorul ar putea trece la fapte, bărbatul amenințat, un porumbăcean de 52 de ani, a depus plângere la poliție. Oamenii legii l-au reținut pe cel tânăr și l-au ținut în arest pentru 24 de ore. În cursul zilei de joi, acesta a fost dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. La data de 5 octombrie, polițiștii secției numărul 4 de poliție rurală Porumbacul de Jos au reținut un localnic în vârstă de 46 de ani cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. În fapt, bărbatul este bănuit că la data de 5 octombrie, în jurul orei 12, pe fondul unui conflict spontan, și-ar fi amenințat cu moartea un vecin în vârstă de 52 de ani. Ca urmare a administrării probatoriului în cauză, polițiștii au luat măsura reținerii bărbatului pentru 24 de ore. Acesta va fi prezentat unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările continuă la nivelul secției numărul 4 de poliție rurală Porumbacul de Jos, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Avrig. Polițiștii fac apel la sibieni să-și păstreze cumpătul indiferent de situațiile în care sunt puși. În caz că au nevoie de ajutor, ori neînțelegeri cu persoane cunoscute, ori necunoscute, sibienii sunt încurajați să apeleze numărul unic de urgență 112 și să solicite ajutor specializat. Violența naște violență și se pedepsește conform legii. Atenție, sibieni, de luni se închide din nou podul ce leagă Turnișorul de centrul orașului pe strada Alba Iulia. Circulația va fi închisă complet în perioada 10-14 octombrie. Închiderea este necesară pentru a permite execuția lucrărilor în siguranță. Se va interveni pentru montarea grinzilor prefabricate ce susțin suprafața carosabilă. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele ocolitoare. Podul aflat în lucru se poate ocoli folosindu-se drumul peste Câmpșor, între strada Dimitrie Cantemir și cantierul Ștrandor, strada Rozmariunului în Turnișor. Ocol se mai poate face și pe ruta strada Autogării, strada Distribuției Lemnelor, Mihail Cogălnicianu Reconstrucției. Cei care au treabă în zona Cibinului pot folosi podul din dreptul străzii Neculce, iar cei care trebuie să ajungă în zona industrială pot folosi centura ocolitoare a Sibiului. Lucrările la noul pod avansează într-un ritm bun. Până la momentul de față au fost realizate fundațiile, s-au montat picioarele și capetele podului, iar săptămâna viitoare vor fi aduse și montate grinzile prefabricate, pe care se vor realiza căile de rulare. Primăria vine și în acest an în sprijinul preșcolarilor și școlarilor proveniți din familii cu venituri reduse și le oferă tichete pentru grădiniță și burse în cazul celor de vârstă școlară. Tichetele pentru preșcolari sunt în valoare de 105 lei, iar cuantumul burselor s-a dublat comparativ cu anul trecut. În funcție de tipul de bursă oferită, acestea pot varia între 130 și 500 de lei. Primăria Sibiu continuă să acorde sprijin atât copiilor de grădiniță cât și elevilor prin intermediul tichetelor de grădiniță și respectiv prin intermediul burselor. Pentru a primi tichetele sociale pentru grădinițe, beneficiarii trebuie să aibă venitul ce nu depășesc 557 de lei pe membru de familie și să aibă copilul pentru care se solicită beneficiul înscris la o grădiniță de pe raza municipiului. În plus, copilul trebuie să și frecventeze grădinița. Spre deosebire de anul trecut, în 2022 nu pot aplica pentru aceste burse decât familiile care sunt beneficiare și de alocație de susținere a familiei. Cei care îndeplinesc condițiile cerute de lege trebuie să completeze o cerere tip și să se prezinte cu acte doveditoare privind componența familiei, dar și privitoare la veniturile lunare. La acestea se adaugă o adeverință emisă de grădinița prin care să se ateste faptul că micuțul pentru care se solicită beneficiul este înscris și frecventează cursurile. Dosarul complet se poate depune fie personal la Direcția de Asistență Socială, fie electronic. În ceea ce privește bursele școlare, anul acesta bugetul total este de 14,3 milioane de lei, în creștere față de anul trecut când au fost alocate doar 10,5 milioane de lei. Cuantumul burselor a fost crescut, astfel bursele sociale au o valoare dublă față de anul trecut și sunt în cuantum de 200 de lei. Cele de studiu au crescut de la 130 la 150 de lei, iar cele de merit au crescut de la 100. Clădirea prefecturii se modernizează și se extinde. În acest sens, guvernul a dat deja o hotărâre. Lucrările vor avea loc atât la interior, cât și la exterior. Instituția prefectului funcționează în acest imobil de 20 de ani, iar clădirea este veche de aproape 150 de ani. Conform motivării hotărârii, clădirea prezintă la momentul de față elemente vizibile de degradare, are pereții plini de igrasie, are probleme la acoperiș și la fiecare ploaie se infiltrează apa. În plus, sunt degradate elementele de șarpantă, iar la ploi puternice, birourile de la etaj se inundă. Degradări sunt și la zidul de cărămidă.
umidă. La Demisol a căzut în cui ala, iar instalațiile electrice și cele sanitare sunt uzate. În aceeași notă informativă se menționează și faptul că fațada și balconul clădirii sunt degradate și pot oricând cădea bucăți de tencuială care să rănească trecătorii. Pe lângă lucrările de reabilitare ce vor avea loc și intervenții de extindere, se are în vedere și în plan mansardarea imobilului, aici urmă să fie amenajate birouri și o sală de ședințe. Valoarea totală a investiției ar urma să fie de 57,3 milioane de lei, iar lucrările ar putea fi gata în termen de 2 ani de la data începerii acestora. Traficul s-a desfășurat cu dificultate în dimineața zilei de joi pe DN1 între Sibiu și Brașov, după ce un autotren încărcat a luat foc în apropiere de Avrig. Incendiul s-a produs în jurul orei 5 dimineața. Pompierii sibieni au intervenit pentru localizare și stingere incendiului care cuprinsese întreaga remorcă a autotrenului. Pompierii au reușit să salveze capul tractor al ansamblului tir, însă încărcătura s-a făcut scrum. Cel mai probabil flăcările au izbucnit de la un scurt circuit electric. În această dimineață, în jurul orei 5, pe DN1, între localitățile Avrig și Porumbacu de Jos, pompierii sibieni au fost solicitați să intervină pentru localizarea și stingerea unui incendiu. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție, un echipaj SMURT, dar și membrii SVSU. Incendiul se manifesta generalizat la remorca frigorifică a unui autocamion care era încărcată cu produse alimentare. În urma intervenției pompierilor a fost salvat capul tractor, însă remorca și încărcătura acesteia au ars în totalitate. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost un scurt circuit electric. Nu au fost înregistrate victime. Colecție de infracțiuni rutiere comise de un tânăr pe drumurile din Tălmaciu. Băiatul în vârstă de 19 ani a fost prins pe DN7 de polițiști de la Biroul Rutier pentru drumuri naționale și europene, în timp ce se deplasa spre Racovița. Acesta nu deține permis de conducere, iar pe mașină avea plăcuțe false de înmatriculare. Culmea, în dreapta sa, se afla posesorul mașinii, un tânăr de 17 ani. Cel din urmă știa că amicul său nu are dreptul de a conduce pe drumurile publice. Ambii băieți s-au ales cu dosare penale. Cel de la volan este cercetat pentru conducere fără permis a unei mașini nenmatriculate, iar minorul va răspunde în fața legii pentru încredințare și punere în circulație a unei mașini cu număr fals de înmatriculare. La data de 5 octombrie, în jurul orei 12:30, polițiștii serviciului rutier Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus pe drumul național 7 la ieșirea din orașul Tălmaciu spre drumul județean 105G spre Racovița. La volan a fost identificat un localnic în vârstă de 19 ani, în urma verificărilor efectuate, rezultând că tânărul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Totodată, polițiștii au constatat că plăcuțele cu număr provizoriu aplicate pe autoturism sunt false, acestea fiind atribuite unui alt vehicul. Pe numele tălmăceanului s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr de înregistrare fals. În momentul opririi, tânărul era însoțit chiar de către proprietarul autoturismului, tot un localnic în vârstă de 17 ani, acesta având cunoștință despre faptul că amicul său nu deține permis de conducere. Astfel, pe numele proprietarului autoturismului, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunilor de încredințare, respectiv punerea în circulație a unui autovehicul cu număr de înregistrare fals. Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului Rutier Sibiu, Biroul Rutier pentru Drumuri Naționale și Europene.